Doamne ajută! Subiectul acestui material este mai actual ca niciodată, mai ales în contextul cultural în care ne aflăm, acela în care omul și pseudo-oamenii de știință ai zilelor noastre afirmă cu tărie că nu există Dumnezeu și chiar au pornit un adevărat război împotriva lui Dumnezeu. Așadar, în acest material vom încerca să înțelegem de ce omul a ajuns la necredință, să creadă și să afirme că nu există Dumnezeu, să nu mai creadă în viața veșnică și să se raporteze strict la viața aceasta pământească, de până la mormânt. Acest material vine în completarea celorlalte două din playlistul intitulat Teologie Ortodoxă, asta pentru cine dorește să înțeleagă mai bine această temă, acest subiect. De asemenea, și viitoarele materiale din acest playlist se vor completa unele pe celelalte. Referitor la tema noastră, a necredinței, Sfinții Părinți ai Bisericii au constatat că la omul căzut din starea de har, modul de cunoaștere s-a pervertit. Ei vorbesc despre o stare bolnavă a omului, iar această boală sufletească apărută în urma căderii în păcat, constă în necunoașterea lui Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că după lipsirea de harul Duhului Sfânt, Adam s-a îmbolnăvit de necunoașterea cauzei sale. Și Părintele Evagrie consideră necunoașterea lui Dumnezeu boala sufletului, în timp ce sănătatea sufletului este starea de nepătimire și cunoaștere a lui Dumnezeu în Duhul Sfânt. Pentru că mintea omului iese din fire, așa cum a fost creată de Dumnezeu, este făcută să caute lucrurile dumnezeiești și să tindă neîncetat spre cunoașterea tot mai adâncă a lui Dumnezeu. Însă, îndepărtându-se de Dumnezeu, ea se îmbolnăvește, pentru că nu mai lucrează conform scopului ei firesc, ci contra firii sale. Dacă sufletul omenesc a fost făcut ca să-L vadă pe Dumnezeu și să fie luminat de El prin harul Duhului Sfânt, prin păcat, el s-a pervertit, s-a îndepărtat de Dumnezeu și de realitățile duhovnicești, întorcându-se spre lumea materială și spre sine însuși, acestea fiind singurele lucruri de care mai ține seama. Pentru om, a se îndepărta de Dumnezeu este ca și când cineva s-ar îndepărta de soarele care luminează lumea înconjurătoare, ascunzându-se de el și rămânând astfel în întuneric, pe măsură ce tot se îndepărtează, captiv ca într-o temniță întunecoasă. Totuși, în același timp, pentru om, a-și îndrepta privirea spre cele materiale nu constituie un păcat în sine, pentru că Dumnezeu la creație i-a dat omului mintea și pentru ca să poată cunoaște toate făpturile, adică pe cele materiale și duhovnicești, pe lângă cunoașterea lui Dumnezeu. Adam, înainte de pierderea harului, cunoștea întreaga creație, dar într-un mod duhovnicesc. El contempla toate rațiunile duhovnicești ale făpturilor, care în greacă se numesc logoi, pe care Dumnezeu le-a sădit la creație. Și el percepea cu mintea lui întreaga creație doar în relație cu Dumnezeu și ca avându-și în Dumnezeu obârșia, adică cauza și ținta. Și el înțelegea că întreaga creație își are ființa și însușirile de la Dumnezeu. Și în făpturi, de asemenea, îl vedea pe Dumnezeu prezent prin energiile sale necreate. Iar pentru a înțelege mai bine modul în care omul nu mai percepe sau nu mai cunoaște rațiunile lui Dumnezeu din creație, din această lume, voi da și un exemplu elocvent din zilele noastre, și anume toată propaganda comunității LGBTQIA+, ca așa se numesc ei acum, și care este din ce în ce mai vocală. Această comunitate este prin excelență exemplul cel mai bun pentru a înțelege pervertirea firii omenești și răzvrătirea omului împotriva lui Dumnezeu, ca urmare a pierderii harului și a necunoașterii lui Dumnezeu. Așadar, la om, pe lângă vederea lumească a lucrurilor, lipsită de harul lui Dumnezeu, există și o vedere duhovnicească pe care o au oamenii care au primit harul Duhului Sfânt și au fost luminați de el. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune despre Adam că înainte de pierderea harului avea această vedere duhovnicească și el urma să tot sporească și să crească duhovnicește în harul Duhului Sfânt și ar fi urmat să vadă desăvârșit făpturile cu ochii lui Dumnezeu, adică să le vadă ca Dumnezeu, iar nu ca un simplu om fără har, iar asta tocmai datorită prefacerii minții și simțirii prin îndumnezeire.
Și cine dobândește această vedere duhovnicească, împlinind poruncile lui Dumnezeu cu smerenie, poate să spună asemenea înțeleptului Solomon că Dumnezeu mi-a dat cunoștința cea adevărată despre cele ce sunt, ca să știu întocmirea lumii și lucrarea stihiilor, începutul și sfârșitul și mijlocul vremurilor, firea dobitoacelor, puterea duhurilor și gândurile oamenilor, feluritele neamuri ale plantelor și însușirile rădăcinilor. Toate cele ascunse și toate cele arătate le-am cunoscut. Așadar, iată de ce noi trebuie să avem mare încredere în Sfinții Părinți, purtători ai Harului Duhului Sfânt. Deci, pentru noi cei care suntem următorii lui Adam, căzuți din starea de Har, păcatul și răul constă tocmai în a nu-L cunoaște pe Dumnezeu și a ne raporta la creație independent de El, în a nu mai sesiza în chip duhovnicesc realitatea, adică cu ochii lui Dumnezeu, ci doar strict într-un chip trupesc, pătimaș, așa cum ne vine nouă. Iar ca să fac o paranteză, pomul cunoașterii binelui și răului din Cartea Facerii, din care Dumnezeu l-a oprit pe Adam să se atingă, să nu mănânce, reprezintă, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, creația văzută. Iar atunci când omul se raportează la ea în mod duhovnicesc, ea oferă omului cunoștința binelui și îl ajută să se ridice, să crească în unirea cu Dumnezeu. Dar atunci când se raportează în mod trupesc, pătimaș, independent de Dumnezeu, făcând abstracție de el, ea îi oferă cunoștința răului, pentru că îl coboară în groapa cea mai întunecată a păcatului, făcându-l să uite de cele dumnezeiești, de cele care contează cu adevărat. Iar Dumnezeu, oprindu-l să mănânce din rodul acestui pom, al cunoștinței binelui și al răului, de fapt voia să-l ferească pe om de primejdia de a ajunge la această a doua formă de cunoaștere, cea pătimașă. Pentru că omul trebuia ca mai întâi să sporească în harul Duhului Sfânt, să-și întărească sau să-și desăvârșească vederea duhovnicească, și atunci ar fi cunoscut lumea desăvârșit, așa cum o cunoaște Dumnezeu. Numai că Adam s-a grăbit și din pricina stării sale copilărești a păcătuit și a uitat de Dumnezeu. Și, îndepărtându-se de Dumnezeu, a pierdut și harul Duhului Sfânt. Și cum omul cade în păcat și uită de Dumnezeu, bineînțeles că imediat ochii duhovnicești se închid și în locul lor se deschid ochii trupești. Iar despre acești ochi trupești, adică despre acest fel trupesc sau pătimaș de a vedea realitatea, vorbește Sfânta Scriptură, când zice că li s-au deschis ochii la amândoi, după ce au păcătuit față de Dumnezeu. Iar Adam și Eva au văzut atunci că erau goi, adică goi de harul lui Dumnezeu, și de toată cunoașterea lui Dumnezeu. Iar Sfântul Atanasie comentează astfel: s-au cunoscut pe ei goi, nu atât de haine, ci că au devenit goi de vederea celor dumnezeiești și și-au mutat cugetarea, adică mintea, gândirea, spre cele contrare firii. La fel și Sfântul Simeon, noul teolog, spune: în locul cunoașterii dumnezeiești și duhovnicești, omul a primit cunoașterea trupească pătimașă. Așadar, răul suprem constă în necunoașterea cauzei celei dintâi a lucrurilor, adică a lui Dumnezeu. Aceasta, orbind mintea omenească, deschide larg simțirea spre cele materiale, iar lumea materială privită în mod greșit, în mod pătimaș, îl înstrăinează pe om cu totul de cunoașterea lui Dumnezeu și îl umple de patim. Foarte important de reținut este că mintea se află într-o permanentă mișcare și, încetând în a-L mai cunoaște pe Dumnezeu și realitățile duhovnicești, ea tinde totuși să cunoască ceva, pentru că nu poate să stea pe loc. Și atunci ea se întoarce dinspre Dumnezeu spre lumea materială, adică spre realitățile sensibile, care de acum rămân pentru ea singurele pe care le poate percepe, de vreme ce l-a negat sau l-a refuzat sau le-a uitat pe cele duhovnicești. Lucrul acesta îl arată Sfântul Maxim Mărturisitorul când spune: toată mintea omenească, rătăcind și abătându-se de la mișcarea firească, se mișcă spre patim și simțuri și spre cele supuse simțurilor, adică lumea materială, neavând unde să se miște în altă parte, odată ce s-a abătut de la mișcarea care o duce în chip firesc către Dumnezeu. Și iată cum se ajunge la negarea lui Dumnezeu și de ce este important ca în fiecare zi să căutăm pe Dumnezeu
și să ne rugăm cu smerenie și inimă curată. În starea în care ne aflăm noi acum, din pricina pierderii Harului Duhului Sfânt, cugetul nostru este cu totul robit de această lume, iar noi trebuie să ne închidem ochii de la ea, de la cele materiale, să nu mai facem păcate și să încercăm să redobândim Harul Duhului Sfânt, care se găsește doar în Biserica Ortodoxă, bineînțeles, făcând ascultare de duhovnic, pentru că numai cu ajutorul duhovnicului se pot birui cursele vrăjmașului, care este potrivnicul mântuirii noastre. Dar dacă vom fi neglijenți cu sufletul, dacă nu ne vom spovedi să avem sufletele curate, dacă nu vom căuta pe Dumnezeu prin rugăciune și dacă nu vom primi Harul Duhului Sfânt, participând în duminie și sărbători la Sfânta Liturghie, bineînțeles că mintea noastră va cădea în robia patimilor și în uitare de Dumnezeu, în neștiință și va fi chinuită din toate părțile de toate poftele pătimașe care se ivesc în suflet. Și Marcu Ascetul, pe bună dreptate, numește neștiința cauza tuturor relelor, alături de uitarea lui Dumnezeu și atenție de trândăvie, pentru că dacă noi am căutat în mod sincer pe Dumnezeu, cu inimă curată, cu siguranță că și Dumnezeu ne s-ar descoperi și l-am cunoaște. De aceea se și zice fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Și lucrul acesta este valabil la modul cel mai propriu cu putință. Deci să reținem, neștiința pricina tuturor relelor, alături de uitarea de Dumnezeu și trândăvie. Aceste trei atitudini negative și care se sprijină reciproc sunt socotite de biserică cei trei uriași puternici ai diavolului, patimile cele mai adânci și mai lăuntrice, prin care lucrează toate celelalte patimi și viețuiesc și prin putere în sufletele oamenilor. Pentru că din pricina neștiinței, a lipsei de grijă și a uitării lui Dumnezeu și din supunerea față de celelalte patimi, mintea omului se întunecă, ea devine oarbă, rătăcește și aruncă sufletul în beznă, într-o închisoare, și îl face pe om să se miște într-o lume a întunericului și ea devine incapabilă de dreapta judecată și de adevărata cunoaștere. De aceea noi nu trebuie să ne încredem în toate filozofiile și raționamentele oamenilor privitoare la suflet, care nu sunt rodul Harului Duhului Sfânt, pentru că ele sunt contrare vieții duhovnicești și cunoașterii lui Dumnezeu. Și îmi vin în minte două exemple de filozofii greșite, psihologia și cultura orientală, adică budismul, hinduismul, yoga și celelalte, și care sunt foarte la modă la ora actuală și cele mai toxice. Toate acestea nu sunt produsul Harului lui Dumnezeu, ci rodul patimilor, al închipuirilor omenești și chiar de inspirație demonică. Iar cine vrea să ducă cu adevărat o viață autentică în Duhul Sfânt, trebuie să-și golească mintea de toate învățăturile care nu sunt revelate de Dumnezeu, pentru că ele sunt ca niște semințe rele pe pământul inimii noastre, care nu vor rădi nimic bun. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că, după cum cei care sunt în întuneric nu pot cunoaște natura lucrurilor, tot așa cei care viețuiesc în păcat nu văd limpede lucrurile și aleargă după umbre deșarte, socotind că sunt adevărate. Iar Sfântul Isaac subliniază faptul că patimile vatămă într-atât sănătatea firească a minții, încât o fac incapabilă de cunoașterea duhovnicească a lui Dumnezeu. Foarte frumos și Sfântul Simeon Noul Teolog exclamă: am căzut cu toții în mândrie și nu suntem în stare să judecăm drept despre făpturi. Iar Sfântul Isaac Sirul spune că, fiind ținut în lanțul cunoștinței lumești, omul nu poate scăpa din cursele rătăcirii, iar gândurile lui sunt neputincioase, adică bolnave. Mai departe, Sfinții Părinți spun despre omul care nu cunoaște pe Dumnezeu că dobândește o cunoaștere mai apropiată de cea a animalilor decât de cea a unui om adevărat, pentru că omul, greșind împotriva rațiunii, adică logosului, Dumnezeu, poate fi socotit pe bună dreptate fără rațiune, fără logos și că se aseamănă cu dobitoacele, cum zice Sfântul Clement Alexandrinul, pentru că trăiește împotriva firii și în chip nerațional, contrar rațiunii, înrobit simțurilor, patimilor, căzut din demnitatea sa, având cugetarea moartă și nesimțitoare. Și toți Sfinții Părinți susțin că înstrăinarea minții de la Dumnezeu și robită de materie este treapta cea mai de jos pe care ajunge sufletul uman căzut din cunoașterea lui Dumnezeu. Omul căzut din Harul Duhului Sfânt cel mai adesea crede că lucrarea minții este exclusiv rațională, așa cum sunt de exemplu catolicii sau protestanții,
sau cum susține pseudoștiința din zilele noastre, care afirmă cu tărie că nu există Dumnezeu. Pentru ei nu există rugăciune, rugăciunea este doar o simplă metodă de meditație. Ei, pentru că sunt robiți acestei lumi, consideră cunoașterea rațională drept singurul mod autentic de cunoaștere și chiar singurul posibil. Iar omul odată predat rațiunii cade, cum spun Sfinții Părinți, în robia patimilor. Așadar, mintea noastră, dacă se